Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Audienței TV. Iată-ne, astăzi ne întoarcem către structurile de forță ale statului român. Ne vom concentra în prima dată pe realizările, pe plusurile și pe minusurile jandarmeriei sau, cum am putea spune, pe vrutele și nevrutele din activitatea jandarmeriei, tot ce s-a întâmplat pe anul 2016 și ce perspective eventual vom avea pentru 2017. Îi am alături de mine în această parte a emisiunii pe domnul Constantin Dima, inspectorul șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Mihail Păgăniceanu Constanța, pe domnul Puiu Răzvan Ivan, purtătorul de cuvânt și ofițerul cu relații publice al Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța și de asemenea pe domnul Dan Ionuț Dinu, comandantul detașamentului 7 jandarmi de aici, de la Megidia. Bine ați venit, de fapt bine ați revenit aici în platou. Vă mulțumim pentru invitație. Da, a trecut ceva vreme de când ne-am văzut și sunt sigur că s-au adunat și vrute și nevrute, să le spunem, și plusuri și minusuri în activitatea jandarmeriei. Domnul inspector șef, haideți să începem cu schimbările. Ați avut perioada de schimbări. De schimbare la fața jandarmeriei, cel puțin pe linie de cadre. Haideți să discutăm un pic, să deschidem discuția cu acest subiect. Da, este adevărat, de când nu ne-am mai văzut de anul trecut, mai mulți colegi au ieșit din rândurile jandarmeriei trecând la pensie și aici aș vrea să punctez pe cei doi ajunți, colonelul Burcuță, care era primul meu ajunt și șeful de stat major, și colonelul Andreescu, era lotitor pentru logistică. S-au dus la pensia bine meritată, anii trec foarte repede pentru toți. În locul dânșilor am promovat ofițeri tineri, sperăm cu o capacitate de analiză, oameni care până acum au confirmat că și merită funcțiile pe care au fost încadrați prin concurs. Și treaba merge foarte bine. După cum observați, pe colegul meu, comandantul detașamentului 7, domnul Major Dinu, chiar zilele acestea face un an de zile de când a fost numit aici la comanda detașamentului Megidia, dânsul fiind adus de la comanda detașamentului din Cernavodă. Iar pe domnul Mario Răzvan, care este ofițerul meu cu relații cu publicul și purtătorul de cuvânt al IJJ-ului, îl cunoașteți deja de multă vreme și știu că aveți și o relație de serviciu, adică face schimb de informații într-un mod curent. M-am temut la început, când ați deschis emisiunea, și v-aș cerut scuze pentru întârziere, că o să spuneți că din cauza jandarmilor. Până să știți că jandarmii sunt punctuali, ca militari. Absolut, am spus tot timpul, jandarmeria este una dintre cele mai nobile arme și cam prima linie, din câte știu eu, în sistemul de apărare, nu? Pe linie de menținere, dar o să clarificăm și cum e cu menținerea ordinii publice și asigurarea ordinii publice. Am avut, deci, în ultima perioadă, multe plecări din sistem. Am primit și din rândurile școlilor militare de învățământ specific jandarmeriei anul trecut, cred că au fost o promoție de 8 suboficeri, din păcate din alte județe, care rând pe rând, cărora rând pe rând le-am aprobat să se ducă spre localitățile de domiciliu, cum este și normal și firesc, și facem și o economie de buget pe această chestie, întrucât nu le mai plătim cazarea. Da. Ce sunt un pic mai deficitar la numărul de ofițeri. Academia de Poliție nu reușește să acopere întru totul necesarul de ofițeri, întrucât nevoile sunt în acest moment mult mai mari decât se poate asigura în prezent. Chiar dacă în acest an am observat că aproape s-a dublat numărul de tineri care sunt școlarizați la Academia de Poliție, Facultatea de Jandarmi, nu reușim în totalitate să acoperim aceste lipsuri, care sunt normale, sunt firești, multă lume a plecat la pensie în ultimii ani și este normal ca în locul dânșilor să rămână un oarecare gol care este suplinit prin eforturi din partea celorlalți colegi, unele funcții chiar fiind de ofițeri sunt suplinite și de către subofițeri cu experiență și destoinici. Da. Eu v-aș întreba ce se întâmplă cu constanțenii. De ce nu aleg
Academia de Poliție, Arma, Jandarmerie? Ce se întâmplă? Adică de ce ar trebui să vă fie repartizați, haide să le spunem, fără a forța un pic nota cuvântului, extranei, da? Din afara Constanței, în condițiile în care totuși, cred că și în Constanță avem băieți aici deștepți. Aș dezvolta puțin eu acest subiect. Noi permanent, în mod tradițional în ultimii ani, în luna martie-aprilie, desfășurăm campanii de informare și de atracere a tinerilor pentru a candida la școlile de învățământ, școlile și instituțiile de învățământ ale Ministerului. Le prezentăm oferta educațională în cadrul activităților preventive, informativ-preventive pe care le desfășurăm în instituțiile de învățământ atunci când mergem la clase terminale, elevi de clasa 11-a, 12-a, le oferim și această posibilitate și le aducem la cunoștință că și ei pot deveni jandarmi. În contextul în care sunt adepții seriozității, oricând pot deveni colegii noștri. În Ministerul Afacerilor Interne există trei instituții care pregătesc viitori jandarmi. Vorbim de Academia de Poliție, Facultatea de Jandarmi, unde anul acesta sunt 50 de locuri. Vorbim de cele două școli militare de subofițeri. Avem o școală de subofițeri jandarmi la Fălticeni, care anul acesta au o cifră de școlarizare de 175 de locuri și cea de-a doua școală de subofițeri de la Drăgășani are o cifră de școlarizare de 180 de locuri. Totuși, vreau să spun că anul trecut am avut peste 40 de elevi de liceu cărora li s-au întocmit dosare de candidat cu sprijinul specialiștilor de la Serviciul de Resurse Umane al Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța. Iată că aceste activități informative pe care le desfășurăm în instituțiile de învățământ au și rezultate. Deci peste 40 de candidați din Constanța și-au încercat șansele pentru a obține un loc de elev sau student la cele trei instituții de învățământ. Aș îndrăzni să vă întreb șase au și cam reușit să intre. Totuși. Concurența este foarte mare, probele sunt foarte, foarte dure. Mulți își doresc să îmbrățișeze această profesie, dar nu toți reușesc, pentru că nu este făcută pentru această profesie nu este făcută pentru toată lumea. Sunt niște condiții. Aș vrea să vă prezint câteva din condițiile de admitere la instituțiile de învățământ, cu mențiunea că față de condițiile anilor precedenți au apărut două elemente de noutate. Dacă până anul trecut media minimă la purtare era 8, minim 8, anul acesta este minim 9. Deci vedeți că se pune un mare accent pe disciplină. Media la purtare trebuie să fie minim 9. A crescut această medie. Iar și media de înălțime a fost crescută cu 5 cm, la 1,70 m pentru băieți și 1,65 m pentru fete. Iată că se pune accentul și pe aspectul fizic și pe pregătirea fizică, pentru că un jandarm sau un polițist trebuie să fie întotdeauna apt și capabil să răspundă oricărei situații, să răspundă cu succes și să se impună, să fie impunător, să aibă anumită prestanță în desfășurarea misiunilor specifice. Pentru ca viitorii absolvenți de instituții de învățământ să poată accesa aceste instituții de învățământ, trebuie să aibă cetățenia română, trebuie să aibă domiciliul în România, să cunoască foarte bine limba română, atât scris cât și vorbit, să aibă capacitate deplină de exercițiu, să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic, acestea fiind probe eliminatorii înaintea intrării în examenele scrise, pentru că fără un psihic puternic, fără o pregătire fizică foarte bună și fără o sănătate foarte bună, nu poți să devii un om al legii, să fie absolvenți cu diplomă de bacalaureat, să aibă minim 18 ani împliniți la momentul la care participă la concurs, dar nu mai mult de 27 de ani. Peste 27 de ani nu mai pot să candideze la școlile de învățământ. La școlile de la instituțiile de învățământ. 27 de ani, vârstă fragedă. Dar plus, zic eu, în momentul în care sunt admiși la aceste instituții de învățământ, vă dați seama că există și o perioadă de 2 ani sau 3 ani în care se mai scade din perioada de activitate, astfel încât ministerul are nevoie de oameni de cursă lungă, să fie
foarte mult timp în sistem. Se încheie și un angajament cu un angajament juridic cu ministerul, consfințit printr-un act juridic, dacă părăsește înainte de un anumit termen sistemul, atunci este obligat să restituie cheltuielile de școlarizare. Cât sunt? 7 ani, dacă părăsește nouă ani. Este obligat să restituie cheltuielile de școlarizare, de cazare, de masă, pentru că ministerul face niște cheltuieli în acest sens pe timpul... Aici vreau să și ajung. Totuși, condiții dure, examen dur, admitere grea, intră și totuși pleacă din sistem. Știți ce se întâmplă? Probabil că pleacă din cauza banilor. Mă gândesc că ăsta este motivul principal. Am stat de vorbă cu mulți dintre colegi. Foarte mulți au preferat să plece afară, să-și găsească diverse joburi mult mai bine plătite. Toți îmi spun că și-au găsit joburi plătite la peste 1.500-2.000 de euro. Nu fac muncă de ordine și siguranță publică, dar fiecare mai știe câte o meserie și atunci când o faci cu plăcere și ești serios și când observi că și câștigi, atunci omul își face niște socoteli, știe că și-a luat o casă credit, vrea să se însoare, că sunt foarte mulți tineri care au aceste gânduri. Oamenii vor să o ducă mai bine și este normal să-și caute viitorul acolo unde este mai bine plătit. Poate e o întrebare improprie, domnule inspector șef, dar care este media de salarizare în sistem? În sistem. Salariile sunt confidențiale conform legii. Da, o medie, să încercăm așa, între X și Y sumă. Să vă spun eu, aproape, știți că zilele acestea a crescut salariul minim, s-a majorat la 1.450 de lei. De acest lucru au beneficiat 600 de angajați. Faceți o diferență să vedeți câți oameni au avut salariul mai mare de 1.450. Vorbim de salariul acela de încadrare, salariul de bază, la care se adaugă, bineînțeles, funcțiile care sunt legale, sunt după codul muncii, ore lucrate de noapte se plătesc normal, cum primește toată lumea aceste sporuri, ore lucrate sâmbătă, duminică. Jandarmeria e la post tot timpul. Care este situația la Megidia? Că n-aș vrea să trecem foarte repede pe lângă casa, așa. Un an de activitate putem să tragem linie, nu? Să vedem ce s-a întâmplat. Da, care sunt plusurile și minusurile, vrutele și nevrutele, așa cum spuneam la începutul emisiunii. Da, într-adevăr, timpul a trecut un an de zile, chiar ieri s-a împlinit un an de zile de când sunt la comanda subunității de la Megidia. Eu consider că a fost un an bun, un an eficient, din care toți am avut de învățat, atât eu cât și colegii mei. Rezultatele au venit de la sine, rezultate care le-am avut în strânsă compatibilitate cu legea 550, misiunile au fost în strânsă legătură cu legea de organizare și funcționare a Jandarmeriei Române. Am avut o paletă destul de largă de misiuni, atât de asigurare cât și de menținere ordinii și siguranței publice. Ca pe scurt, vă spune că am pus în executare și am executat 346 de mandate de aducere emise de instanțele judecătorești din județul nostru. Am monitorizat aproximativ 300 de transporturi de bunuri și valori, transporturi speciale care au tranzitat zona noastră de responsabilitate. Și vreau să vă spun că zona de responsabilitate a subunității a detașamentului 7, ca să faceți așa o idee, este cam un sfert din județul Constanța. Deci o zonă de responsabilitate destul de extinsă. Am constituit patrulele mixte împreună cu lucrătorii Poliției Naționale Megidia, în baza celebrului ordin 60 din 2010. Ba mai mult, ca element de noutate, am fost prezent și pe litoral în perioada iulie-august. Da. Acolo am fost în patrulare mixtă, dar și în patrule independente în localitatea Năvodari și am gestionat, spun eu, foarte bine dovadul sau rezultatele care le-am avut în acea perioadă cu lucrătorii Poliției Naționale din localitatea Năvodari. Nu ne-am oprit aici, am avut aproximativ 42 de acțiuni în cooperare cu alte instituții decât cu Poliția Națională și aici aș menționa Direcția Silvică, Garda de Coastă, Executorii Judecătorești, Enel, ITM-ul, BCC-ul Constanța. Am participat la aproximativ 35 de
misiuni de asigurare a ordinii și liniștii publice pe timpul desfășurării diferitelor activități, culturale, artistice, religioase, competiții sportive. Și proteste, că le-ați spus și pe asta. Și proteste, protestele au venit... La Constanța. Da, protestele mai au venit aici, o să vă întreb pe dumneavoastră. Ulterior, dar le-am gestionat foarte bine, spun eu. A fost perioada aceea când a fost un aflux foarte mare de protestatari la Constanța. Și efectivele noastre fiind limitate și angrenate pe tot județul, am fost nevoit să mai aduc efective și din Megidia și din Mangalia spre Constanța ca să gestionăm foarte bine și fără riscuri masa aceea mare de oameni pe care am avut-o la un moment dat pentru un număr de vreo 10 zile, dacă nu așa cred. Mă bucur că totuși instituțiile statului au fost pregătite pentru că mobilitatea protestatarilor a fost foarte mare și nu deschid cutia Pandorei aici, dar ceea ce e îmbucurător e că jandarmeria a fost la post. Și trebuie lăudat și cei care au participat la aceste proteste pentru seriozitatea și modul în care au înțeles că trebuie să manifeste spontan, dar totuși în limita legii. Cu capul pe umeri. Exact. Oamenii știu de ce este acolo, au avut motivele lor, dar nu s-au dedat la niciun fel de acte controlate. Un bătrân filozof britanic spunea acum vreo 150 de ani că libertatea ta se termină acolo unde începe libertatea celuilalt. E vorba de John Stuart Mill. Iată că protestatarii, cei care au ieșit în stradă în acele zile, au înțeles să-și exercite drepturile și libertățile fundamentale, dreptul la liberă exprimare, libertatea de întrunire, dreptul la opinie, să și le exercite cu bună credință, fără să afecteze drepturile celorlalți cetățeni. Nu putem vorbi de libertate de exprimare aducând injurii sau distrugând sau făcând apologia infracțiunilor, pentru că încălcăm drepturile altor persoane de lângă noi. Nu putem să folosim simboluri sau sloganuri fasciste, rasiste, naționaliste, extremiste în astfel de situații. Nu putem avea asupra noastră arme de orice fel, fie că vorbim de arme albe sau de arme de foc. Nu putem veni sub influența băuturilor alcoolice. Au fost niște manifestări pașnice. Am creat punți de comunicare permanent cu protestatarii. Am avut multiplicatori de mesaje. Echipele de dialog din cadrul dispozitivelor de asigurare a ordinii publice au fost permanent în contact și în dialog cu protestatarii, creând aceste punți de legătură și de comunicare între noi și ei, astfel încât să se desfășoare fără niciun fel de probleme. Nu știu dacă a fost un mic incident în primele zile când un cetățean aflat la volanul unui autovehicul s-a apropiat mai mult decât trebuia de masa de protestatari, dar a fost oprit la timp de către jandarmi. S-a constatat că era sub influența băuturilor alcoolice, am chemat imediat un echipaj de la Serviciul Poliției Rutiere, care au dispus măsurile legale. Aș vrea să trasăm totuși o linie, pentru că nu pot să-i las pe naționaliști să se supere, naționaliști extremiste, ca să nu se supere ei, că după vor cere drept la replică pe care le-și dau. Asta este, n-avem. Presa are și ea rigorile lor. Nu, vorbeam de antisemitism sau de alte aspecte. Păi, se vor supăra și vor scrie, după și nu, e bine să clarificăm, pentru că... aspecte prevăzute în lege. Sigur că da, sigur. Păi, nu, toți ar trebui să înțelegem că legea asta a fost făcută ca să fie respectată, nu cum spun unii, ca să fie încălcată. Asta era teoria mafiei. M-aș întoarce un pic la Megidia ca să terminăm zona de bilanț. Spuneți-mi dacă într-un an de activitate ați identificat și aspecte neplăcute sau care nu vă satisfac în totalitate în activitate. Ce ar mai trebui întregii subunități sau cum ar putea să se optimizeze activitatea, ce vă lipsește? Ce v-a nemulțumit? Practic, vă spun la început. Vă rog. În primul rând, cred că trebuie să facem ceva cu îmbunătățirea condițiilor de viață pentru lucrătorii jandari din cadrul subunității, întrucât cazarma aceea este foarte veche și cred că, adică nu cred, sunt convins că trebuie să facem niște reparații majore. Până acum ne-au reținut restricțiile acestea bugetare. Sper ca în acest an să se identifice la nivelul Inspectoratului General niște fonduri bănești prin care să procedăm la repararea acestor spații. Cred că e lucru care trebuie să încep, nu? Da, exact, latura logistică este punctul care vreau să-l ating și principala
latură a neajunsurilor pe care le-am constatat și eu. Eu sper să nu se fi răsfrânt asupra rezultatelor noastre, asupra modului de acțiune care l-am avut, asupra prezenței noastre efectiv în stradă, acolo unde eu spun că am avut un rol important, atât în patrulele independente, cât și în acțiunile care le-am întreprins cu lucrătorii Poliției Naționale, dar și cu celelalte instituții. Se simte o oarecare problemă, pentru că un jandar puternic este și acel jandar care are o logistică puternică. Noi nu am avut chiar... Am avut mașinile care ne-au funcționat, am avut echipamentul de protecție care l-am avut mereu la noi, am avut tot ceea ce ne-a trebuit ca să ne simțim protejați. Ca dotări tactice, spuneți dumneavoastră. Ca dotări tactice. Da. Nu cred că a fost ăsta un impediment major, dar a fost o problemă care m-a nemulțumit. Totuși trăim în secolul 21, este clar că trebuie să facem niște eforturi să trăim normal. Eu aș pune problema așa, cu permisiunea dumneavoastră, și hoții sunt deștepți, și hoții sunt dotați. Acum și jandarmii trebuie să fie, sau și organele legii ar trebui să fie și ele dotate conform pregătirii hoților, nu? Uitați-i, aceeași problemă avem la subunitatea de la Cernavodă, pe care domnul Maior o cunoaște foarte bine. Subunitatea este cantonată într-o clădire veche, cred că de vreo 100 de ani. Super. E o clădire de patrimoniu, trebuie reabilitată. Am găsit înțelegere la domnul primar al localității Cernavodă, domnul Ionită. Dânsul ne sprijină în repararea acestei locații și am găsit temporar să mutăm sediul subunității într-o zonă unde am găsit destul spațiu în care să ne instalăm, provizoriu, bineînțeles, urmând ca după repararea acesteia să revenim acolo. De ce era necesară această reparare? Pentru că clădirea nu mai prezintă siguranță deloc și la un cutremur, ferească Dumnezeu mai mare, să ne fi... La cum știu că discutasem și în ediția trecută despre această clădire, cred că dacă trece tabu pe lângă ea se da, este veche, clar, podele deja se simt așa că nu mai prezintă siguranță, deja sunt niște surpări din tavană. Noi înțelegem toate lucrurile acestea, vrem să ne facem treaba, dar nici să ne punem viețile în pericol în mod gratuit, așa, aiurea. Dar domnul primar a înțeles, împreună cu consilierii municipale, au găsit soluție să ne amenajeze într-o altă parte a orașului. În zona Liceului Tehnologic am identificat un spațiu pe care, începând de săptămâna viitoare, o să începem deja să-l pregătim pentru relocarea subunității. Înțeleg. Și numai cu sprijinul autorităților locale, fiindcă noi tot ceea ce facem, facem pentru cetățeni și cu autoritățile locale, care trebuie primele să fie interesate de asigurarea unor spații de cazare bune, fiindcă și serviciul nostru va fi la fel de corespunzător. Da, mă bucură faptul că anumiți conducători de OAT-uri au înțeles că jandarmeria totuși nu este sclava societății, ci este în slujba societății. Corect. Și dacă tot am ajuns la cooperarea cu alte instituții, v-aș întreba cum cooperați cu celelalte structuri ale MAI? Cu poliția, partenerul nostru principal, cu care ne întâlnim zilnic în stradă, cooperăm foarte bine, în special pe linia aceasta de menținere a ordinii publice, în baza acelui ordin pe care spunea colegul meu, ordinul 60. Un ordin care cred că a fost necesar la momentul respectiv și în continuare simt că este nevoie să funcționeze. Știți că vedeți identificați în fiecare zi în stradă echipe mixte, jandarmi, polițiști, pedestru sau în mașina poliției. Misiunea se execută întotdeauna cu mașinile Inspectoratul Județean de Poliție. Operarea este una foarte bună, noi o găsim eficientă și necesară. La nivelul inspectoratelor județene ne întâlnim aproape săptămânal și discutăm toate problemele care apar la nivelul județului, relocăm forțe în funcție de nevoile operative, pe perioade distincte și vreau să spun că mai ales cu ocazia acestor proteste care tind să se încheie, deși este un grup constant, am observat la Constanța de vreo 20 de zile, sunt vreo 12 persoane care vin și protestează în fiecare zi, este dreptul lor. Noi încercăm să-i conștientizăm totuși să își iau o aprobare de
o solicitare aceea de... Aici vroiam să ajung la autorizarea acestor proteste, pentru că s-a tot spus, proteste spontane, dar deja de 30 de zile nu mai sunt spontane, nu știu așa văd eu lucrurile. Vorbim de autorizare, vorbim de declarare. De declarare, exact. Este o declarare prealabilă. Dreptul la protest este garantat de Constituția României. Dar trebuie să te declari. Dacă declari și știi foarte bine că timp de un an de zile vrei să te duci în acel loc, nu trebuie să-mi iau și eu niște să fac niște calcule din timp. Adică să știu la ce oră vii dumneata, cât sunteți, ce vreți să faceți, ca să știu câte efective de jandari distribuie acolo. Câți poliștiști trebuie să fie în zona respectivă. Fiindcă altfel sunt obligat să rup jandarmii dintr-o parte când ar fi nevoie de ei în altă parte. Acesta este scopul principal pentru care cetățenii trebuie să înțeleagă că dacă tot fac o astfel de activitate, măcar să o declare. Să știm și că trebuie se va întâmpla că toți eludează sectorul. Nu suntem acolo și pentru protecția lor. Asta trebuie să înțeleagă. Exact. Un alt suntem element important. Fiindcă pentru la un moment dat vor veni niște indivizi care spun, stai domnule, că nu sunt masăturat să te văd pe dumneata acolo, nu? Eu nu trebuie să-l protejez pe cel care are dreptul să protejeze? Să protesteze? Păi da, mi se pare corect, dar totuși, încă o dată, acesta deja a devenit un fenomen, i-aș spune eu, destul de nociv. Ne întâlnim și de 30 de 90 de zile, de 100 de zile deja ne întâlnim spontan. Cred că e de o urmă de obișnuință în aceste întâlniri. Totuși, și ar trebui ca lumea să conștientizeze. Înștiințează organele, știu și ei ce au de făcut operativ și tactic. Fiecare își vede de treabă lui. E o prevedere clară în legea 60. Avem într-adevăr și toată lumea invocă legea fundamentală, Constituția, libertatea de exprimare, dar aceasta este cadrul general. În limitele căruia se desfășoară o astfel de adunare publică și libertatea de exprimare. Dar cum în sistemul de drept românesc special ia generalibus derogant, avem și legea specială care derogă de la norma generală, avem legea 60, care prevede în mod imperativ că orice adunare publică de protest trebuie să, și care se desfășoară în spațiu public, evident, trebuie să fie declarată cu minim 3 zile înainte la autoritatea competentă, la autoritatea locală, la primărie, unde se înființează o comisie de avizare formată din reprezentantul primăriei din, sau secretarul comunei, din reprezentantul unității de jandarm competente teritorial, din reprezentantul structurii de poliție competente teritorial, care avizează aceste adunări publice dacă nu există vreun impediment, în sensul că acolo se desfășoară în același timp o altă adunare publică, sau este în imediata vecinătate a unei unități medicale, sau în preajma aeroporturilor, porturilor, gărilor, sau dacă în locul respectiv se desfășoară lucrări edilitar-gospodărești, poate se schimbă rețeaua de canalizare sau de apă. Și atunci nu mai poate spun, vedeți, sunt o grămadă de aspecte tactice. Exact. Cu ocazia vizării se stabilesc condițiile, modul de desfășurare, care sunt organizatorii, cine este responsabil din partea lor, a protestatarilor, cu ordinea și siguranța publică. Adică au niște obligații în plus pe care trebuie să și le ia. Desfășurării acestor activități. Probabil că nu vor să și le asume, nu știu dacă... Dar eu vă pot spune cu certitudine că la MGD au fost niște protestatari și pe calea asta vreau să le mulțumesc. Au fost niște protestatari mai mult decât decenți. Au respectat întru tocmai prevederile legii 60, pentru că trebuie să o spunem, este spontană, dar nu eludează legea. Deci chiar dacă este spontană, tot legii 60 se supun, prevederilor legii 60 privind adunările publice. Au protestat timp de 4 seri, la începutul lunii februarie. Punctul culminant a fost sâmbătă, când au participat aproximativ 80 de persoane. După ce au scandat, au mărșeluit aproximativ 700 de metri, au înconjurat, dacă vreți, cartierul de case de, cuprins între strada Republicii, Tineretului și Decebal, revenind la piațeta Decebal. Am înțeles, am dialogat permanent cu ei, s-au simțit protejați și chiar ne-au mulțumit la sfârșitul fiecărei seri de proteste, pentru că i-am protejat și nu au fost niciun pic, n-a fost niciun incident pe timpul protestului. Am avut inclusiv de scandări cu jandarmeria jos pălăria. Da, au fost și trimis și flori și ceai cald din partea protestatarilor. Când discutam de cooperare, am cooperat foarte bine cu poliția rutieră în această perioadă. Și inclusiv cu colegii de la ordine publică, de la poliție, care au fost tot timpul în zonele mai fierbinți pe unde treceau acele coloane, iar poliția rutieră a închis, fără să crea niciun fel de incident, majoritatea arterelor rutiere,
cu grad de risc pe unde treceau aceste coloane de manifestanți. Operarea, vă spun, este una bună, nu sunt niciun fel de probleme, de divergențe sau... Avem o cooperare bună, dacă îmi permiteți, și la nivelul subunității cu Poliția de Frontieră. Am avut acțiuni în cooperare cu Poliția de Frontieră Ostrov pe linia emigrărilor ilegale, prevenirii și combaterii imigranților ilegali. Efectivele noastre au participat împreună cu efectivele Poliției de Frontieră Ostrov pe o perioadă de 2-3 luni de zile. Inclusiv spre Negru Vodă, cu detașamentul... Cu detașamentul 6, Mangalia, da. Deci există cooperare, există o bună legătură. Cu forțele MAPN-ului există cooperare? Cum să nu? La nivelul județului funcționează... Cu ocazia zăpezirilor am avut... Foarte bine această echipă managerială, în care au fost inclusiv colegii și partenerii noștri de la MAPN. Regret că n-am avut timp să trec să-l cunosc pe noul comandant de la... Pe domnul Călin. După ce a trecut în rezervă fostul comandant, da, o să îmi fac timp și o să trec într-o zi să-l salut și să-l cunosc. La nivelul municipiului Constanța cooperăm foarte bine cu comandamentul flotei, cu brigada nouă mecanizată Mărășești, unde, iată, de câteva luni de zile este un nou comandant. Domnul general Socea a fost promovat, am înțeles, la ajunctul comandantului la divizia nouă de la Buzău. Și în locul dânsului a venit colonelul Toma, un domn de ispravă cu care cooperăm ori de câte ori situația se impune. Știu că zilele acestea urmează să facă dânsii în Piața Ovidiu din Constanța o festivitate de întoarcerea contingentului de militari constanțeni, care rechinii albi, care au participat la misiune în afara teritoriului național și urmează să facă un ceremonial festiv, cred că, dacă nu mă înșel, în data de 21 în Piața Ovidiu. Da, care ar fi liniile? Unde o să mergem cu plăcere? Noi asigurăm, din punct de vedere operativ al măsurilor de ordine publică, toată zona manifestației, unde dânsii își desfășoară activitățile protocolare, astfel încât siguranța participanților, a militarilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale, rudelor acestora și celorlalți vizitatori, să fie una bună și să fie ferită de orice fel de incident. Aici cooperăm foarte bine și cu colegii noștri de la Gruparea Mobilă, care sunt specializați pentru misiuni de intervenție. Când sunt diverse exerciții militare, unde participă diverse forțe ale Ministerului Apărării Naționale și la care am fost invitat să participăm anul trecut chiar. Am făcut acest lucru cu plăcere, ne-am întâlnit, am discutat în comandamente, fiecare și-a înțeles rolul și modul în care se poate sprijini. De exemplu, sosesc diverse nave în zona Constanței, inclusiv nave de turiști pe sezonul de croazieră. Noi cooperăm, facem schimb de informații, dânsii ne anunță când vin, care sunt traseele principale, noi dirijăm patrule prin acele zone, supraveghem inclusiv cu elementele noastre de cercetare și prevenire, astfel încât să fie cât mai puține probleme și cetățeanul și turistul să se simtă relaxat și în siguranță în județul Constanța, lucru pe care, bineînțeles, îl facem cu poliția, care este principalul responsabil pe linia menținerii ordinii publice. Aici aș vrea să trasăm o linie. Cum e cu menținerea, cum e cu asigurarea ordinii publice? Pentru că de multe ori există confuzii și confuziuni între acești doi termeni, în special și pe linia de competență. Cine menține, cine asigură? O să dezvolt puțin acest subiect. Când vorbim de ordine publică, ne referim la trei mari concepte. Menținerea ordinii publice, asigurarea ordinii publice și restabilirea ordinii publice. Așa cum sunt ele prevăzute în hotărârea de guvern 196 din 2005 privind strategia pentru
protejarea, pentru combaterea criminalității stradale. Haideți să ne referim puțin la menținerea ordinii publice. Este un ansamblu de măsuri cotidiene, cu caracter de continuitate, non-stop, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale. Și această misiune se execută în regim de permanență, fiind atributul poliției. Deci strada este a poliției. În baza ordinului MEI 60 din 2010, misiunea de menținere a ordinii publice este de competența poliției, dumnealor o coordonează, iar noi participăm în baza solicitărilor dumnealor la această misiune prin alocarea de efective și pentru constituirea patrulelor mixte sau mai participăm câteodată și cu patrule independente, totul fiind coordonat de către poliție. Deci este o misiune cu caracter de continuitate permanent. Se întâmplă, nu se întâmplă ceva, se patrulează permanent. Misiunea de asigurare a ordinii publice este o misiune punctuală. Este atributul jandarmeriei în baza legii 550 din 2004 privind organizarea și funcționarea jandarmeriei române și este un ansamblu de măsuri și acțiuni care se planifică și se organizează cu ocazia unei adunări publice, care implică adunări, aglomerări mari de persoane în spațiu public. Fie că vorbim de adunări publice de protest, mitinguri, marșuri, demonstrații, pichetări, fie că vorbim de adunări publice religioase, comemorative, sportive, cultural-artistice, promoționale, atunci se produc aglomerări mari de persoane în spațiu public și atunci se folosește un dispozitiv de asigurare a ordinii publice, care este coordonat de către jandarmi și noi, la rândul nostru, atunci solicităm și lucrători de la poliție pe parte de judiciar și lucrători de la ISU pentru prevenirea oricăror incidente pe linia situațiilor de urgență sau incendii și lucrători de la serviciul poliției rutiere. Solicităm inclusiv poliția locală care are atribuții pe linie de rutieră și cooperăm foarte bine și conlucrăm pentru un scop comun, asigurarea ordinii publice la acel eveniment, protecția participanților la acel eveniment pentru ca totul să se desfășoare fără niciun incident. Iar restabilirea ordinii publice este lesne de înțeles ce înseamnă. Când un ansamblu de măsuri. Bate. Nu bate. Un ansamblu de măsuri pentru revenirea la starea de normalitate, pentru revenirea la starea de pace socială, pentru a repune totul în limitele normale atunci când ordinea publică este grav tulburată prin acte de huliganism sau alte astfel de asemenea. Deci, în concluzie, când vedem un polițist și un jandarm în patrulare, este menținere. Când vedem un cordon de jandarmi, este asigurare. Este asigurare pentru fie că este că fix sau mobil de însoțirea unei coloane exact, de manifestanți, atunci vorbim de asigurare. Și când vedem un cordon de jandarmi care vine spre noi, despre ce mai discutăm? Despre restabilire. Despre siguranță. Bucurați-vă dacă vedeți astfel de cordoane. Uitați, de exemplu, la nivelul municipiului Megidia, noi avem și patru obiective pe care le asigurăm cu pază cu jandarmi, la patrulea fiind sediul cazărmii noastre. Și între aceste obiective noi avem permanent 24 din 24, cel puțin o patrulă mobilă, care se patrulează pentru a putea interveni în caz de nevoie în sprijinul colegilor care se află la acel obiectiv. La fel, la telefonul 112, acel apel de pe serviciu unic de urgență, echipele noastre pot veni în sprijinul echipelor de mixte, patrulor mixte care sunt în teren, la solicitarea poliției, la solicitarea spitalului sau altor instituții care au nevoie de sprijinul nostru, lucru pe care noi îl facem constant, nu ne-am ferit niciodată, n-am spus niciodată nu. Și eu zic că treburile merg bine și că situația operativă este ținută sub control, nu trebuie să ne alarmăm. Eu zic că pe lângă segmentul de ordine publică pe care am dezvoltat puțin mai devreme, noi jandarmii mai avem o misiune de bază, paza și protecția instituțională. Asigurăm la nivelul județului Constanța paza și protecția 32 de obiective de importanță deosebită pentru funcționarea statului. Vă dau câteva exemple, instanțele sau parchetele de pe lângă instanțe, instituția prefectului, sediul arhivelor, curtea de conturi, obiective diplomatice, consulate. Trezoreriile. Totodată asigurăm paza și protecția
104 km de conducte transport produse petroliere, conducte magistrale de transport produse petroliere. Și anul trecut știți că am prins în flagrant o rețea de... Chiar aproape de Legidia, aproape de Mircea Vodă, am avut o acțiune la care am conlucrat foarte bine și cu rezultate spectaculoase, fiind prinse 3 persoane, chiar în flagrant, fiind prinse cu focuri de armă. A. Pentru că nu s-au supus somațiilor inițiale. Totodată asigurăm paza și protecția transporturilor de corespondență clasificată împreună cu lucrătorii de la Serviciul Județean de Informații. Cu care la fel avem o cooperare foarte bună și cu care facem schimb de informații. Totodată asigurăm paza și protecția transporturilor de valori ale trezoreriei. Asigurăm paza și protecția transporturilor speciale, de armament, muniție, substanțe radioactive și așa mai departe. Toate aceste misiuni intră în segmentul de pază. Pe lângă misiunea pe linie de ordine publică și de pază și protecție instituțională, mai avem și misiunile în cooperare sau colaborare cu alte instituții. La solicitarea diferitelor instituții asigurăm efective pentru asigurarea protecției și desfășurarea unor acțiuni în comun, spre exemplu cu lucrătorii Direcției Silvice, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori sau a pășunatului abuziv. E cu lucrătorii și toate se întâmplă, nu se taie și arbori, se și pășunează. Colegii de la MGD au prins un camion încărcat cu lemne acum 2 sau 3 săptămâni. Aici vreau să și cobor un pic. Vreau să vă mai aduc un segment foarte important pe linia activităților noastre. Mandatele de aducere, care sunt într-un număr foarte, foarte mare. Din ce în ce mai multe, dacă la nivelul județului Constanța, vorbim de o medie de 400 de mandate de aducere pe lună. Dați-vă seama că aceste mandate de aducere generează un efort atât pe linia resurselor umane, cât și pe linia de costuri, pentru că noi executăm mandate de aducere la nivelul întregului județ și să mergem să luăm un cetățean de la Mangalia să-l aducem la Constanța pe cheltuiala noastră, deci 400 de mandate pe lună. Și nu mai vorbim de colegii noștri de la gruparea de jandarmi mobilă care execută mandatele de aducere în exteriorul județului. Poate veni un mandat de aducere pentru un cetățean din Constanța să fie dus la Satu Mare, la tribunal. Și atunci gruparea mobilă îl ia din Constanța și îl duce la Satu Mare și îl și aduce înapoi, pentru că nu poate să-l lase acolo. Da, mi se pare un pic cam exagerat, totuși jandarmeria n-ar trebui ca instituție să fie taxiul hoților, ar cam trebui fiecare să se supună rigorilor judiciare. Sigur, aici asta este legea, n-avem ce face. Mandatele de aducere se execută și de către poliție și de către poliția locală. Bun, acțiuni și activități, dar foarte scurt, să fim foarte operativi, specifice aici pe raza municipiului Medgidia și pe întreaga rază de competență a detașamentului 7 jandarmi de la Medgidia. Ați avut ceva capturi? Da. Și pe linie de trafic ilegal de țigări și de mai exact, multe, nu? Exact. Au fost mai multe fapte cu caracter penal la care noi am participat. Am depus și o muncă de prevenție și de combatere. Aici mă refer la prinderea în flagrant a mai multor persoane care transportau fără documente justificative cantități importante de lemn și chiar lemn de esență tare. Am prins în flagrant, din păcate, minori care au sustras de la CFR cablu de comunicații, punând în felul acesta în pericol comunicarea traficului feroviar, chiar pe tronsonul nostru, pe tronsonul Medgidia. Știți că era o modă acum câțiva ani de zile când se fura la greu. Da. La un pericol, evident. Pe linia prevenirii și combaterii braconajului piscicol am prins în flagrant persoane care transportau, dețineau în vederea folosirii plaselor monofilament, plase interzise, nu numai folosirea, dar chiar și deținerea lor este interzisă. Au fost mai multe acțiuni și chiar vreau să felicit colegii care au participat, care au constatat și au întocmit actele necesare, au predat pe bază de proces verbal, au ridicat în vederea confiscării mai multe bunuri, bunuri care au fost depuse ulterior în camera corpurilor delicte. Bun, la final, câte 30 de secunde pentru fiecare, am să încep cu dumneavoastră, domnule Ivan, un cuvânt de final, ce ar trebui să înțelegem din această întâlnire, rolul și haideți să-i spunem scopul social al jandarmeriei, atât pe linie de
asigurare, cum spuneam, cât și de de menținere, cât și de restabilire. Într-un cuvânt, jandarmeria este unul dintre garanții respectării drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Opinia publică și cetățenii trebuie să aibă în continuare încredere în noi, să ne privească ca pe un partener social, un partener credibil. Le mulțumim totodată pentru că în permanență și în mod constant în ultimul timp ne situăm pe locul 2-3, oscilăm în topul încrederii populației în urma sondajelor de opinie. Să ne privească în continuare ca pe un partener social credibil, un partener de dialog, să comunice cu noi și noi le transmitem din partea noastră că avem toată deschiderea pentru asigurarea drepturilor, libertăților constituționale și celorlalte valori ale statului de drept. Domnule Dinu, ce un cuvânt pentru Megidieni, pentru toți cei care se supun arii dumneavoastră de competență. Eu împreună cu colegii mei ne-am propus să asigurăm un climat de normalitate, de un climat de ordine și de siguranță publică acolo unde participăm, la misiunile în care suntem angrenați, că sunt misiuni de menținere, că sunt misiuni de asigurare. Vrem să fim mai aproape de cetățean, să creăm niște dispozitive dinamice de ordine publică pentru ca timpul de reacție să fie mai mic din momentul solicitării și până în momentul ajungerii la locul faptei, acolo unde suntem chemați. Vrem să și îmi propun să previn faptele de corupție în rândul personalului subunității, să întăresc ordinea și disciplina militară, să asigur un climat de ordine și de siguranță publică în interiorul obiectivelor unde asigurăm ordinea și paza și protecția celor obiective. Da. Așa să vă ajute Dumnezeu și așa să... Partea cu infracționalitatea în rândul personalului mi-a plăcut. Sper să vă iasă încă și pe fondul acelor salarii mici, într-adevăr, prin dispoziția, până la urmă, umană, rămâne către astfel de acte antisociale. Un ultim cuvânt, domnule inspector șef. Eu am încredere în noua legea salarizării, care sper să fie cât mai curând în uz. Eu cred că este nevoie de această lege a salarizării în ceea ce ne privește pe noi, pe cei din structurile de ordine publică. Dacă ne vedeți aici la emisiunea dumneavoastră însoțit de cei doi colegi ai mei, înseamnă că am făcut acest lucru din respect pentru dumneavoastră ca post de televiziune și am dat curs tuturor postul de televiziune care ne-au chemat la aceste emisiuni în localitatea dumneavoastră și mai ales pentru cetățenii orașului Mejidia. Pe domnul primar Vrabie îl cunosc de multă vreme și știu că am cooperat foarte bine cu dumnealui. Domnul fost primar, domnul Iordache, care am înțeles că este consilier acum la Cernavodă, este unul dintre cei care ne-a oferit sprijinul în a muta subunitatea într-o zonă, într-o locație mai propice și mai omenească, ca să mă exprim așa mai plastic. Și vreau să vă asigur de faptul că jandarmeria este o instituție, spunem noi, serioasă și iată că cetățenii au aceeași părere, care încearcă din răsputeri să facă față situației operative tot mai complexe, atât pe plan intern cât și internațional, să participe împreună cu celelalte forțe din cadrul Sistemului Național de Ordine și Siguranță Publică și cele din Ministerul Apărării Naționale, la menținerea stării de normalitate și la prevenirea producerii delictelor care se vor petrece, din păcate, să nu fim naivi să credem că totul va fi roz, dar noi suntem pe fază, cum se spune, și facem tot ce este posibil ca situația să nu ne scape de sub control. Sunt sigur, așa a fost demonstrat și nivelul de încredere și credibilitate al cetățenilor în structurile jandarmeriei, iată, confirmă faptul că activitatea dumneavoastră a fost una prodigioasă și încununată, de ce nu, de rezultate extraordinare. Cetățeanul trebuie să înțeleagă că trebuie să ne fie alături. Absolut. Fiindcă și noi facem tot ce facem pentru cetățeni și noi trăim în această societate, familiile noastre sunt printre ceilalți cetățeni și suntem, iată, încă un motiv pentru a depune eforturi substanțiale ca totul să fie așa cum ar fi normal.
Absolut. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. O oră scurtă, au mai rămas foarte multe. Eu voi încheia prin a vă ura un călduros la mulți ani, pentru că suntem în preajma zilei jandarmeriei. Succes în activități. Vor fi meciuri de fotbal, trageri pentru reprezentanții presei. Vor fi foarte multe activități frumoase, porți deschise la jandarmerie. E bine să nu ratăm acest eveniment. Și vă invităm să participați acolo la aceste evenimente. Mai luați niște imagini și să faceți o emisiune, dacă doriți, la jandarmi acasă. Chiar vă mulțumim, vă promitem în mod solemn că vom da curs acestor invitații. Stimați respectatori, rămâneți aproape. După pauză deschidem cutia Pandorei pe subiectul corvetelor, mă iertați, multirol, cu specialiști din domeniu. Vom avea un invitat de seamă. Țineți aproape, luăm și noi o pauză de hidratare. Mulțumesc încă o dată pentru participare și sper să ne revedem din nou cu rezultate pozitive. Bună seara.